Salutare oameni buni, se face fix o lună de când am început și eu să postez pe TikTok, de când mi-am făcut cont pe rețeaua chinezească de video, de când îmi postez acolo în acest format video, opiniile și ideile. Bine, se spune că mai târziu, mai bine mai târziu decât niciodată, pentru că totuși rețeaua s-a înființat în 2017, deci totuși au trecut 6 ani. Ei, e ok. A ajuns la această la acest moment, să zic așa, aniversar, am zis că e bine să fac totuși o comparație între ce a reprezentat până acum TikTok-ul pentru mine și ce a reprezentat de 16 ani încoace YouTube. Pentru că din 2007, din octombrie 2007, 19 octombrie 2007, am cont și pe YouTube. Bine, atunci îmi făcusem contul la 2 ani după ce s-a înființat la nivel mondial rețeaua care ulterior avea să domine videoul de pe internet YouTube. Primul clip pe care l-am postat pe YouTube în 2007 a fost de fapt un clip pe care îl montase pe muzică electronică, dance, ceva de genul ăsta. Un coleg de la Transilvania TV, Scuti, mersi tare multe salut, s-au strâns 1100 de vizualizări, mi-a plăcut ideea, am zis hai să continui, că e ok. Am început să postez o felul de clipuri și mi-am notat statistica, atenție. În decurs de 16 ani neîmpliniți încă s-au adunat 631 de abonați, 174 de clipuri care au fost vizionate în total de 689.079 de ori. Deci au fost cam în jur de 689.000 de vizualizări. În medie, pe fiecare clip, cam 4.000 de vizualizări. În compa spre comparație, TikTok, pe care l-am înființat pe 4 august, contul, 4 august 2023, deci în urmă cu o lună și o zi, a adunat 262 de urmăritori. Au fost 26 de clipuri și acestea au fost vizionate de aproape 180.000 de ori. În medie, cam 6.900 de vizualizări pe fiecare clip. Asta arată cât de puternic și cât de mare impact are TikTok-ul în perioada asta. Bine, nu știu cât va ține. Pentru că, totuși, YouTube are în spate o istorie. Are 18 ani de existență. TikTok, cum spuneam, abia 6 ani de experiență, de existență. Am făcut și un clasament al celor mai vizualizate clipuri, atât pe TikTok cât și pe YouTube, clipuri postate de mine. Astfel, pe TikTok, cel mai vizualizat ever în cele 30 de zile de existență, 31 de zile de existență, a fost cel cu fiola înverzită de la lichidul de parbriz povesteam acolo despre cum s-a au fost oprit un șofer și când a, pu, a fost pus să sufle în etilotest, s-a arătat că, de fapt, consuma, că el consumase alcool, dar de fapt nu consumase, era de la lichidul de parbriz. 27.700 de vizualizări. 23.900. Clipul despre hoțul care a revenit de două ori în acea zi, la o distanță de 5 ore în D de Manoradea, ca să fure exact același obiect. Iar 22.000 de vizualizări a avut materialul despre mesajul acela de la TV cu actul sexual cu un minor foarte ciudat acest mesaj de interes public de la TV. Spre diferență, pe YouTube avem așa. 91.000 de vizualizări are un material despre un autobuz care a fost înzăpezit undeva spre Beiuș, de la Tășad, undeva în stânga, acum e spre Beiuș, înzăpezit pe drumul către uh, șoseaua, șoseaua principală în 2006. S-a întâmplat asta. În 2017 a fost postat clipul. 88.000 de vizualizări a avut un material făcut de TVS Oradea, eram atunci la TVS Oradea, despre înmormântarea Patriciei Acta, o fetiță de 5 ani care suferise o toxinfecție alimentară și a murit, din păcate, în spital. Materialul a fost postat în 2010. Și a mai fost un material de 50, vizualizat de 54.000 de ore, aproximativ, despre descinderile de la Vama Stamora Moravița din 2011. Este materialul filmat de colegul meu, Cristi Axinte, era atunci la TVS, acum este la ProTV, Salut Cristi, mulțumesc tare mult pentru colaborare extraordinar profesionist. Și mai trebuie să remarc, a mai fost un material care a ajuns până acolo aproape de top 3, recent public, adică recent în 2019, este vorba despre finalul ultimului jurnal Digi 24 orade, vizualizat de 34.000 de ori pe YouTube. În concluzie, rămân pe uh, YouTube, nu voi pleca de acolo. Îmi place rețeaua, e ok, am deja acolo uh, o bază de videouri bine conturată, chiar dacă nu sunt foarte multe, dar sunt ok. TikTok e de mare impact, e uh, din punctul meu de vedere, cum se zice, așa, rupe în momentul actual. Dacă aveți de promovat idei, tot felul de uh, opinii, dacă aveți de promovat afaceri sau dacă aveți de promovat uh, faceți marketing video, TikTok-ul e cel mai indicat. Urmăriți-mă în continuare atât pe YouTube cât și pe TikTok. Adi Labos sunt eu, mulțumesc, toate cele bune. Nu uit de uh, cel care mă susține, Salon B la Oradea, Strada Republicii 35, vă invit să treceți pragul salonului. Oamenii de acolo, profesioniști extraordinari, vă așteaptă, vă întâmpină cu servicii de înaltă calitate. Mamă cât am vorbit!